Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi la Cotroceni faptul că majoritatea școlilor se vor redeschide începând cu 8 februarie în al doilea semestru. Drobeta Turnu Severin se află în acest moment în scenariul verde, rata de infectare fiind scăzută. Dacă nu vor avea loc modificări, toate unitățile de învățământ din municipiu vor funcționa din nou. Elevii vor reveni în clase începând cu data de 8 februarie, bineînțeles în funcție de situația epidemiologică din fiecare regiune. Se revine practic la sistemul descentralizat care ține cont de evoluția pandemiei din fiecare localitate. În acest fel, în semestrul 2, în localitățile care se încadrează în așa numitul scenariu verde, cu relativ puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic, iar copiii vor merge la școală. Drobeta Turnu Severin se află în acest moment, de asemenea, în scenariul verde. Se va redeschide școala în semestrul 2, pentru că noi acum suntem în scenariul verde și bine că se deschide, că toată lumea își dorește acest lucru. Sperăm că rămânem așa cu rata de infectare pe minus și pentru că profesorii și-au exprimat dorința de a se vaccina, avem un proces foarte bun. Din totalul de 2.819 profesori, 39%, aproape 40%, se vor vaccina. În localitățile care se încadrează în scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimbă în sensul că merg în continuare la școală și la grădiniță, cum ar fi copii de grădiniță, copii din ciclul primar, clasele 1-4 și copii din clasele terminale 8-12. În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, continuă pentru un timp să meargă la școală și la grădiniță, copiii de grădiniță și de ciclul primar, iar ceilalți nu vor fi prezenți la școală.